La revedere! Dar ce cu tine, ai nebunit? Ce ții pe așa? Mi-am luat rămas bun. Ți-ai mai luat odată rămas bun și în casă? Am crezut că o să-ți facă plăcere. Hai, du-te. Două pătrimi minus paranteză mare, două optimi plus deschid paranteză mică, șase pătrimi minus o pătrimi, închid paranteză mică, închid paranteză mare, da, egal... Da, bine, ajunge. Treci la loc. Ia să vedem cine să continue. Pleșa. Ce-i, bă? Iar am uitat regula. Vino tu. Aceste două optimi? Măi, Pleșa, măi, mă, tu nu te-ai pregătit, măi. Ba da, domnule profesor, m-am pregătit. Dar știți, ieri toată ziua a fost poliția la noi. Și-au răscolit toată casa. O percheziționat podul, pivnița, s-au uitat până și în cotețele de găini. Și m-au întrerupt mereu din lecție. Cele două pătrimi de aici și cele două optimi din fracția a doua. Mă, tu nu vezi că fracția a doua are paranteze mari? A, da! Cele două optimi de aici. Știți, polițiștii au plecat tocmai seara târziu. Și seara e mai greu să te pregătești la matematică? Nu, domnule profesor, dar știți... Știu, știu. Vezi acel patru din fracția întâi? Îl văd. Ți-l dau ție. În catalog, să nu-l pierzi. Și lecția viitoare mai încercăm o dată cu simplificare. Ce-i cu tine, Pleșa? Nimic. Ei, nimic. Spune ce ai. Am luat un patru. Înseamnă că faci colecție. Ieri, în orice caz, n-am meritat-o. Asta e tot. N-am fost atent. De ce să iau un patru la istorie pentru neatenție? Putea să-mi dați un patru la purtare, nu? Înseamnă că nici astăzi n-ai fost atent. Azi n-am știut. N-am avut timp să învăț. Dacă umbli seara pe stradă? Am avut motive, doamnă. Vreau să știu, de ce vă interesează pe dumneavoastră fabrica de cărămidă? Vreau să cumpăr cărămizi. Dar fabrica e părăsită. Ieri ai spus că n-ai auzit de ea. M-am interesat între timp. Am vrut să vă fiu de folos. Ești cam obraznic. Pleacă de aici! Bună ziua, domnule Pleșa. Ce bine îmi pare că te-am întâlnit. Poftim, te rog. Dormeai, mă? Trăiți? Ascultă, pistruiatule, vreau să-ți dau un sfat.
În birou comisarului Bălan e și domnul Comănescu. Și cine e domnul Comănescu? Este comisar egal. E rudă cu regele? Ești tâmpit. Nu sunt. Auzi, mai e, mă. E comisar, cu fel. Bună ziua, domn comisar. Ascultă, stai aici până să fii chemat. Să nu încerci să pleci, că... Auzi, de ce te-au adus aici? Nu știu. E, nu știi. Doar nu vrei să spui că te-au adus la poliție degeaba. Am citit că tot orașul e plin de răufăcători minori. Ha. Ai furat, hă? Eu? Las că spui tu totul aici. Ăștia nu se joacă. Ne revedem joi seara. Pleșa. Da. Intră. Intră, domnule Pleșa. Bună ziua. Bună ziua. Stai jos. M-a schimbat domnule comisar. Da, facem un proces verbal. Ia, uite-te puțin la astea. Recunoști omul pe care l-ai văzut la fabrica de cărămizi? Nu, domnule comisar. Vreau să spun că nu pot da seama, știți? Pe omul acela nu l-am văzut decât în mișcare. Și nu mi-amintesc dacă i-am văzut fața sau nu. Zău! Ce-o față cunoscută? Undeva. Nu e comisarul... Care? Ăsta, care a fost prima zi la fabrica de cărămizi. Prostule, dacă te-ar auzi, comisarul Stoian ți-ar cârpi o palmă. Te rog, domnișoară, scrie. Numele? Mihai Pleșa. Numele tatălui? Mihai Pleșa. Am întrebat numele tatălui. Îl cheamă tu, Mihai Pleșa. Unde lucrează? La turnăturia Iancto. E lichituitor de metale galbene. Cum adică metale galbene? Aramă, alamă, bronz. Bronz. Ajunge tu, te mersi. Galbene. Da, da. N-ar fi trebuit să-l aducem aici. E prostănac. Eu? Gura. La fabrica de cărămidă nu mi s-a părut prost. Din potrivă, alminter, vă dați seama, nu l-aș fi adus aici. Acolo vorbea deschis, sprințar. Am avut senzația chiar că știe mai multe decât ne-a spus nouă. Era în vervă. S-a dat drept proprietarul fabricii. Nu-i amuzant? Deloc. Pe mine m-a amuzat. Și după ce mi-a arătat actul de proprietate, s-a întâmplat ceva. N-a mai spus nimic interesant. Din potrivă. Ai actul de proprietate la tine? E la dumneavoastră. Mi l-ați luat acolo la fabrica de cărămidă și vă rog să mi-l dați înapoi. Poftim, te faci și hoț. Șterge-o de aici. Bună ziua. Ce-au vrut de la tine? M-a întrebat ce crede despre dumneavoastră. Broaznică. Thank you.
doamna profesoară. Du-te înainte, l-am să vin după tine ca și cum nu ne-am cunoaște. Să strănut? De ce să strănut? Am crezut că... Ascultă, Pleșa, de ce ai fost la poliție? De unde știți că am fost la poliție? Te-am văzut când te-a luat cu mașina. S-a spart un geam pe strada noastră. Pentru asta nu te ia la poliție. Ba da, era un geam mare. Dacă nu vrei, nu trebuie să-mi spui. Am crezut că aș putea să te ajut cu ceva. Îi cunoașteți pe cei de la poliție? Nu, dar puteam să te ajut. Vă mulțumesc, n-am spart geamul, de aceea mi-au și dat drumul. Bine, du-te, Pleșa. Să rămân. Ești liber, dai cu lașurile. Păi pe prima la stânga și pe mână tot înainte. Bun, hai da, hai băieții. Bună! Hai da! Acum du-te, că mă super. Erau acolo două fracții. Primele două, prima cu două paranteze mari în care erau patru optimi. Lasă-mă în pace cu fracțiile, cu optimile tale și parantezele. Nu mă pricep. Nici eu nu mă pricep prea grozav. Dar în orice caz, cu un 4, le-am rezolvat. Și cu alte 3 pătrimi ce faci? Le iau eu și pe alea. Dar dacă știi ce am făcut astăzi, te-ai uitat la mine ca la o icoană. Te pomenești că iar ai spart geamul băcanului. Hă, de când nu l-am mai spart? M-am plimbat cu mașina prefectului. De câte ori ți-am spus să nu te mai agăți de mașini? Nu, mamă, nu fac eu din astea. Am fost chiar mașină cu prefectul. Puteam să pun și picior peste picior. Dar n-am vrut să mă doresc pe domnul comisar. Care comisar? Păi nu m-am plimbat singur. M-a însoțit un comisar. Să nu mi se întâmple ceva. Dar ce putea să ți se întâmple? Știu eu. În orice caz au început să aibă grijă de mine. Pe urmă, domnul prefect m-a invitat în cabinetul lui. Era mai mare ca băcănialul graș. Avea 3 ferestre mari, perdele, pe jos covoare atât de groase, că atunci când mergeai pe ele nu ți se auzeau pașii. Dar ce ai făcut tu la prefect? Am avut o discuție cu el. Dacă nu-mi răspunzi cuvincioasă, scârpesc o palmă de... Ce-ai căutat la poliție? M-au închetat, dar știi cum mi-am închetat? Uite așa. Ai început să semeni cu taică-tu. Și el a avut tot timpul de a face cu poliția. Chiar și în primăvara asta. Parcă ai spus că e plecat la bunica să-i repare gardul. Și ce vrei să spun? Că a fost reținut pentru cercetări? Ascultă, Mihai, vreau să-ți dau și eu un sfat. Atunci când ai să treci pe stradă și ai să vezi un polițist, treci pe trotuarul ăla, te-ai înțeles? Da, mamă. De unde te duci? În curte, la porumbei. Cred că porumbarul ar trebui reparat. E, parcă numai porumbarul. Și poarta. Dar taică tu parcă are timp. Mereu fabrică. Atâta știi. Să rămână, mamă. Să fii sănătos. Ceva? Da. N-am avut un cotro. Foarte bine, ți-am adus ceva cald. Mai bine mi-aduceai țigări. Ți-aduc și țigări. Știi ceva? Azi m-au luat la prefectura poliției și m-au închetat. Când? M-au luat imediat după terminarea cursurilor. Mihai!
Mihai! Mihai! Mihai! Mihai! Mihai! Știam eu că ai să pleci la joacă. Vino numai acasă că ți-arăt eu ție. Și mi-a cerut actul de proprietate. Am dus mâna la buzunar, dar în ultima clipă mi-a adus aminte că ți-am scris ceva pe spatele lui. Și? Și pe urmă mi-au dat drumul. Ar trebui să plec cât mai repede de aici. Am impresia că poliția te caută mai mult pe tine decât pe mine. Și n-aș vrea să aveți neplăceri din cauza mea. Ce fel de neplăceri? Neplăceri, mulțumește cu atât. Unde e actul de proprietate? Aici. Trebuia să-l distrugi mai de mult. Din cauza acestei hârtii putem să cădem amândoi. Cum să cădem? Cum să-ți explic? Să fim arestați. În realitate trebuie să recunosc că vinovatul principal sunt eu. Trebuia să-l rup imediat după ce l-am citit. Și atunci cum voi dovedi că fabrica e a mea? Ai dreptate. La asta nu m-am gândit. La urma urmei, putem să-l reconstituim dacă avem nevoie. Îl rupi? Să știi, Andrei, că acesta e cel mai mare sacrificiu pe care îl fac pentru tine. Mulțumesc, pistruiatule. Așa e că dacă lucrurile se vor lămuri, îl vom reconstitui? Bineînțeles. Mai am o rugăminte față de tine. După ce se întunecă, eu am să plec. Iar tu trebuie să-mi asigur coborârea din pod. Adică să nu te vadă nimeni? Exact. Te mai întorci? Din păcate, da. Încă nu am unde să mă duc. Atunci de ce trebuie să pleci? Trebuie. Trebuie să dau un telefon cuiva. N-aș putea să vă ajut? Cum să mă ajuți? Să dau eu telefon. Mi-ar face mare plăcere. Încă n-am vorbit niciodată la telefon. Asta ar fi o idee. Fii atent. Te duci la un telefon public. Și formezi 03. Nu uiți? Cum să? O chem pe operatoarea numărul 6. Pe care o întrebi când te poți duce să ridici bagajul. Și? Niciun și. Ia-ți spune data, locul și ora. Asta e tot. Pentru atâta lucru nu merita să ieși. Stai. Nu te mai duci nicăieri. M-am răzgândit. Nu am niciun drept să te expun. Uiți tot ce te-am spus. Cum să uit, dar nu sunt olomac. Ai văzut că unelul de la fata aia cu fustă neagră? Adu-l aici! Hai, Calu! Să intre. Ce-i cu tine aici, mă? Alo? Operatoarea numărul 6, vă rog. Da. Când pot să ridic bagajul? Vă mulțumesc. Lasă-mă să vorbesc și eu. Na! Ce faci? Gimnastică, nu vezi? Spune-mi, Andrei, dacă n-ai avea rana, ai putea să faci la fel ca mine? Nu chiar atât de șprințar. Am impresia că tu mi-ascunzi ceva.
Ia spune. Ți-a spune, dar mie că te superi. Nu mă supă. Jură. Jur. Nu așa, nu-i valabil. Jură. Jur. Am fost și am dat telefon. Stai, stai, nu, da? Ai jurat. Ai dreptate. Dar să știi că n-ai jucat corect. M-ai păgălit. A spus telefonista că azi la ora 5 pot să mă duc să iau bagajul. A lucrat bine tehnicul. Cine? Niște prieteni. Acum nu pot să mai dau înapoi. Bistuiatule, ascultă la mine bine, da? Îți explic ceea ce trebuie să faci. Te duci la gară. Și imediat în dreapta e un automat de bilete. Deasupra lui găsești un bon. Îl iei și te duci la mesagerie. De acolo ți se eliberează un bagaj pe care l-aduci aici. Ți-e clar? Chestii din astea îmi place să fac. Da. Dar să ai grijă când ești din gara să nu fii urmărit. Numele dumitale. Ioan Stănescu. Unde stai? A Brișilor stau. Aha. Hai, Calo. Unde vrei să pleci? Germanești. Aha, Germanești. Nu o mai pleci. Umflă-ți. Thank you.
Căluțu, îl vezi pe omul ăla de acolo? Gonește-l! Du-te! Marș! Marș! Oh, marș! Marș! Hai să mergem. Hai. Pe aici, calul. Și la mine, bas. Trece spatele, mă. Ce faci, măi? Cum stă de spatele? Că nu. Mă bate astfel. Să vă șerpește. Să vă șerpește. Așa, nu-i la portiera acasă. Ce mai e? Gol, gol, gol. Alicia, treci la atac! Du-te! Du-te, calul! Ajut-mă la mine! Bravo! Nu e acolo! Nu e mai tare! Haide-mă! Haide! Până nu-mi puneți geamul, vioara rămâne la mine. Dă-mi vioara înapoi! Dă-mi vioara înapoi! Pleacă-mă de aici! Dă-mi vioara! Dă-mi-o! Cumpărăm geamul? Ne ajunge? Hă? Ia să vedem. Cam puțin. Dacă află Andrei că i-am pierdut vioara, ne omoară. Ce facem? Da, mă! Ai dreptate, o luăm înapoi. Hai, calu! Trăși, calu! Trăși! Hai, încet! Așa! Hai, repede, calu! Hai! Fuga, meștere, fuga! Nene! Nene! Am venit după vioară! Ai adus banii? Ia duc mâine! Atunci vioara rămâne la mine. Calu! Hei, hop! Hai, că... Hai, Calu! Atunci vioara, te rog, Calu, ia-l cu încet. Așa, Calu, ia-i-o! Hai, Calu, ia-i-o! Bravo, Calu, bravo! Bravo, meștere, hai! Bravo, Calu! Hai! Mai duci tu vioara, că mă doare mâna. Hai! Hei! Calul aici! Hai!
calului. Acum du-te acasă. Du-te! Dragul Mihai! Ce cuvioară asta? Și tu cânti? Da. Nu? Păi și toți sunteți muzicanți? Slavă Domnului! Vorbești ca preotul nostru la ora de religie. Oficial îngrijorat. Dar tu de ce ești? Am fost. Acum nu mai sunt. Cânti la vioară? Da. Dacă te rog să-mi cânti și mie ceva, îmi cânti? Nu se poate. S-ar auzi jos. Atunci, de ce ai ținut atât de mult să-ți aduc vioara? Știi? Asta e o vioară mai specială. Vrei să ți-o arăt? Nu, am văzut-o. Știi că mi-ar fi părut foarte rău dacă m-ai fi mințit.